De Teașcă vreau să vă întreb un pic, pentru că da, foarte mulți foști colegi de-ai dumneavoastră l-au urât. Un tip foarte interesant. Adrian Flori a scris un material foarte bun acum o săptămână, două despre el. Nu l-am văzut. Uite, o să-l caut. Foarte interesant. O să-l caut. Un tip care tot timpul a părut un inovator, pentru alții a părut un impostor. Cum l-ați văzut dumneavoastră? Cum l-ați simțit? Impostor nu era sub nicio formă. Un tip care spune, dă definiția fotbalului, am descoperit-o pe un film al televiziunii române la un moment dat și am scris-o în cartea mea. Așa. Și spune, îl întreabă ce este fotbalul și zice, fotbalul este arta creierului de a rezolva problemele cu picioarele. Un astfel de om nu poate să fie impostor. N-are cum. Da. Definiția asta mi se pare genială. Da, acuzat că călărea jucătorii cu săculeți de nisip. Lumea avea exagerări. Așa. Era un tip care, nu știu sub ce formă, scria la o revistă italiană a antrenorilor. Așa. Și acolo, pe care am citit-o și eu mai târziu, dom'le, erau niște parametri incredibili pe care ai noștri nu... Și el venea și propunea, ca un fel de gazeta matematică sau și propuneam. Dom'le, dar ăștia erau niște date pentru niște jucători. Erau foarte înalte. Era foarte greu. Asta e una. Și doi, era prizonierul unui sistem om la om, de aceea avea nevoie de, din punct de vedere fizic. Dar okay, tu nu puteai să susții pe vremea aia, nici ca alimentație, uh-huh, nici ca medicație. Uh-huh. Era o grămadă de probleme. Iar marea lui problemă a fost relația cu jucătorii. El nu știa să facă echipă. Nu era deloc tolerant. I-am citit o carte... Povestește despre Dobrin, cum l-a scos efectiv din echipă, l-a pedepsit. Povestește despre Dinamo, avea un jurnal cu toate escapadele jucătorilor de la Dinamo. Noaptea de, ambulanța a venit, l-a luat pe nu știu care, l-a dus la dezalcoolizare. Deci eu am rămas șocat ca în vremea anii 70. Da. Așa era fotbalul în vremea aia, de aia noi cu Craiova am venit și am fost altceva, pentru că ne-am luat în serios, n-am mai făcut escapadele astea. Uh-huh. Asta nu înseamnă că noi am fost ușe de biserică sau... Dar și, acolo, le făceam... și aici a avut probleme. Că a avut mai probleme. Că... unii jucători îl trădează. Mereu avea senzația că jucătorii îl trădează și că îl trădează. Nu, problema lui era că sigur că el trebuia să stea în fața echipei să tragă echipa după el. Mm. Dar mi se pare că echipa trebuie să fie în prim plan. Okay. Jucătorii și echipa. El vroia să fie el permanent. Mm. Chiar le spunea, zice, dom'le, visez momentul când stau așa cu spatele, uite, și când ridic mâna dreaptă, se întâmplă nu știu ce, mâna stângă nu știu ce, când le împreună se face nu știu ce. Nu cred că era, era o utopie să joci așa de maniera asta. În schimb, vroia să controleze de toate lucrurile astea, alergam prea mult, așa. Sistemul sovietic, după așa. Aceea... a mai venit și Nea Mircea cu trei antrenamente, tot alergam prea mult, dar eram obișnuiți. Iar Mircea Lucescu a știut să facă echipă, să ne strângă. El era în fața echipei, dar știa să se dea la o parte și să... Aha. În schimb, el nu. N-avea inteligența asta și nu accepta. Era, de fapt, prea orgolios, cred. Că... Era orgolios și a acceptat prima greșeală și a așteptat prima greșeală a cel mai important. Al lui Bala, să zic, al lui Beldeanu, care jucaseră la echipa națională. Și atunci îi pedepsea și să treacă, să facă, să... Aici a avut probleme. În schimb, toți care l-au hulit, Iliev, să vorbim da, de Iliev. Da, nu-l suport, am citit declarațiile lui. Da, pentru că au avut și un schimb de replici neortodox. Așa. Dar de ce? Luat de la fotbal sau de la ceva? Luat de la fotbal. La debutul meu la Hunedoara, striga de pe margine. Ceva de genul, Țicleanu, numai tu mă mai poți salva, restul toți m-au trădat, restul toți m-au vândut. De pe margine? De pe margine, da. Și după a ieșit o discuție în care i-a spus, Teașcă-i striga, a venit în tribună, noi făceam serii de 100 de metri, așa ne-am dat seama de bara aia, că e mai mică după bara lui Crișan cu semifinala, e mai lăsat. Făceam serii și ne opream și el stătea sus și ne-a dat antrenamentare, că ne-a bătut Hunedoara, da. Okay. Și ca pedeapsă. Și la un moment dat Nea Titi a venit în tribună, fusese pe la partid, pe la mai mari și se plânsese, nu știu, pierduseră. Așa. Și acum a venit ceva mai târziu și...
Titi, Titi, i-a strigat, Deliule, cine nu vrea să facă, e liber să plece. Nu știu ce. Și Ilie de jos i-a strigat, cine crede că antrenează echipa asta, trebuie să vină aici cu noi. Nu să stea în tribună. Și Nea Titi, nu știu ce, i-a strigat, Pungașule. Și Ilie, Pungaș ești tu, hoțule, ba hoț ești tu. A fost. Ah, okay. Și la noi aveam vreo 3.000 de oameni la antrenament. Ei, și s-a creat un curent din ăsta, că lumea era cu teașcă, că el le spune, uitați-vă câți bani vreau să le dau, uitați-vă ce vreau să fac, și uitați-vă că nu știu. Și era, nu știu ce făcea, dar lumea era cu el incredibil. Îi mobiliza pe cei de la partid, îi mobiliza pe cei din conducerea noastră, îi mobiliza suporterii, echipele, el niciodată n-a știut să facă echipă și nu i-a mobilizat. Aici a avut problema Nea Titi.